Doamnelor și domnilor, dragi prieteni liberali, vă rugăm să o primim pe cel mai performant ministru al culturii din ultimii 30 de ani, liderul PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan. Forța vine întotdeauna din echipă. Dragi prieteni liberali, dragi sibieni, stimate domnule președinte Nicolae Ciucă, bine ați venit în organizația liberală a celor mai bune rezultate. Timp de mai bine de 10 ani de zile, PNL are la Sibiu cel mai mare număr de parlamentari, cel mai mare număr de primari. Este organizația în topul rezultatelor la nivel național, este organizația care a dat președintele României și este organizația care a dat singura femeie președintă de Consiliul Județean din țară la al treilea mandat, Daniela Câmpean. Niciunul dintre aceste rezultate nu a fost întâmplător. Fiecare dintre ele s-a bazat pe încrederea sibienilor și pe munca, truda celor din această sală. Vreau să-i mulțumesc Danielei Câmpean pentru tot ceea ce a spus mai devreme. Vreau să-i mulțumesc de asemenea ei și primarilor noștri pentru tot ceea ce au făcut, pentru parteneriatul constant, sincer, în interes public. Acest tip de relație a făcut ca județul Sibiu în ultimii 4 ani de zile să aducă în comunități proiecte de aproximativ 3 miliarde de lei. Așa judecăm noi eficiența, așa o judecă și sibienii. Și acestea sunt fapte, nu vorbe. Domnule președinte, prima condiție pentru a-i convinge pe alții de ceva este să fim noi convinși. Ei bine, mesajul Sibiului către toți liberalii, către toți sibienii, către alegătorii noștri, este unul foarte simplu. Nicolae Ciucă este președintele de care România are nevoie. În primul rând pentru că își iubește țara. Meseria domnului președinte Ciucă este despre a-ți servi patria, este de a-ți demonstra iubirea prin fapte și sacrificii, este simplu să vezi că are în sânge simțul datoriei față de țară și față de comunitate. În același timp, pentru alții, este simplu să judece eroismul din fața televizorului, să împartă dreptatea de pe fotoliu și mă întreb câți dintre cei care ridică piatra au auzit zgomot de armă altfel decât într-un film artistic. Câți l-au auzit în realitate și mai ales câți au fost în situația să-și salveze camarazii. În ochii tuturor românilor de bun simț, militarii sunt și vor rămâne respectați printr-o calitate pe care nicio altă meserie nu o are, și anume asumarea eventualității riscului suprem. Nicolae Ciucă este președintele de care are România nevoie. Da, Nicolae Ciucă este președintele pe care noi ni-l dorim, pentru că este un om cinstit. Nu are în spate rețele de interese care să-l facă vulnerabil. Este un bun familist, nu pleacă în concedii exotice cu apropiați finanțați de rețele infracționale până la vârful statului. Este un om credincios, este un om educat și pregătit, iar educația se vede inclusiv în comportamentul politic pe care îl are. Zi de zi! Dar o face și prin diplome. Trebuie să recunosc că mi se pare nedemn. De multe ori mi se pare nedemn să-l compar pe președintele Nicolae Ciucă cu ceilalți candidați, dar în același timp suntem în această situație. Și trebuie să spunem un lucru.
A fi cel mai frumos dintre urâți nu este ceva care să-ți facă cinste, așa cum spunea premierul Ciolacu. Nicolae Ciucă a fost șef de promoție, a fost general al armatei române și este cel mai bun dintre cei buni. Și dragi pretendenți la președinția României, când ești cel mai bun dintre cei buni, ești cu siguranță și cel mai bun dintre cei mai puțin buni. Și dacă toate motivele n-au fost de ajuns, cred că mai merită spus un lucru. Președintele Ciucă are alături Partidul Național Liberal. Vă are alături pe dumneavoastră, cei care ați ajuns la sufletul oamenilor prin dedicare și misiune în interes public. Știu că la Sibiu intrarea la guvernare alături de PSD a stat multora în gât. Mi-a stat și mie. Să știți că nu mi-a fost ușor să stau la masă cu cei împotriva cărora am ieșit la ordonanța 13. Nu am uitat nici de domnul altă întrebare, n-am uitat de nicio altă nefăcută a PSD-ului. Dar în același timp suntem creștini. Iar a ierta și a îndura sunt cele mai grele, dar și cele mai bune lucruri pe care un creștin le poate face în viață. România a avut și are nevoie de o guvernare stabilă și care n-a putut fi obținută altfel. În același timp, am avut cu toții indicii ale unei mari minciuni, anume aceea unui PSD reformat, iar în ultimul an acestea au devenit certitudini. PSD nu a renunțat la metehnele sale, și așa cum spun italienii, diavolul nu-și poate ascunde coada. Nici măcar mascat de măsuri populiste, de suprafață, de PR, nici măcar cu încercări de a fi simpatic, liderul PSD și liderii PSD au tot relele PSD-ului în sânge. Dar în același timp viața se înțelege privind în trecut și se trăiește privind înainte. Și România are nevoie de ceea ce este mai bun pentru fiecare om. Reformele nu pot aștepta, reformele trebuie făcute acum, trebuie făcute de oameni care se pricep și să nu înțelegeți greșit. Eu nu-mi doresc ca PSD-ului sau USR-ului să le meargă rău, dar îmi doresc ca românilor să le meargă bine. Iar lucrul acesta se poate obține cu oameni integri, performanți, dedicați, așa cum are PNL Sibiu pentru Parlamentul României și vă propun să-i cunoaștem un pic pe fiecare. Virgil Popa a fost viceprimar al municipiului Sibiu, antreprenor respectat și unul dintre cei mai îndrăgiți sibieni. Cristine Telman, deputat specializat pe fonduri europene, și-a dedicat activitatea apărării intereselor orașului Media și zonei de nord. Cristian Roman, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie, fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. În toate funcțiile pe care le-a avut, a obținut rezultate și în același timp, datorită parteneriatului cu Daniela Câmpean, președinta Consiliului Județean, toate cele 6 pavilioane ale spitalului sunt renovate și modernizate. Adrian Vasiu, antreprenor tânăr, care s-a regăsit în valorile liberale, un tânăr care și-a pus încrederea în Partidul Național Liberal și care și-a asumat să militeze pentru interesele generației sale, pentru aspirațiile generației tinere și este important mesajul pe care Adrian îl dă și anume că implicarea tinerilor contează în decizia politică. Adrian Răulea, fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, un om care a sprijinit autoritățile locale și datorită căruia multe proiecte pe fonduri europene au prins conturi și au ajuns în viața de zi cu zi a oamenilor. Ciprian Ștefan, manager de succes al Muzeului Satului din Sibiu, așa cum îl știe toată lumea.
un luptător alături de mine pentru dezvoltare prin cultură și pentru întărirea identității noastre naționale. Îți mulțumesc că ai optat pentru echipa Partidului Național Liberal și că ești un adevărat luptător pentru cea mai sustenabilă formă de dezvoltare a unei societăți, și anume dezvoltarea prin cultură. Nicolae Neagu, un om căruia organizația noastră îi datorează enorm, dar nu numai pentru activitatea sa în calitate de secretar general al organizației, ci pentru rezultatele în serviciul public. Este președinte al Comisiei de Buget Finanțe din Parlamentul României și este un om de a cărui experiență PNL în Sibiu se folosește în toate proiectele publice și îți mulțumesc, Nicu Neagu. Și în același timp are și a avut un rol extraordinar de important în edificarea temeliei organizației noastre și temeliei pe care s-a construit PNL Sibiu. Mulțumesc! Aceștia sunt, dragi colegi, dragi sibieni, candidații Partidului Național Liberal. Se mai adaugă și numele meu, dar sunt într-o echipă care reprezintă Sibiul prin ce are mai bun și vă mulțumesc tuturor că facem echipă. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Angajamentul nostru față de comunitate este acela de a susține exact acele schimbări care vor determina creșterea eficienței autorităților locale, eficientizarea cheltuirii banului public, astfel încât mediul economic să fie stimulat să producă și să ofere locuri de muncă mai bine plătite. Din nefericire, în ultimul an de guvernare cu prim-ministru PSD, nu s-a mai vorbit despre muncă, nu s-a mai vorbit despre oamenii care lucrează în sistemul privat și care, da, au aspirații de lepuri mai mari și care stau și se uită la stat, la exemple care sfidează de foarte multe ori decența. În același timp, da, suntem obligați să consolidăm clasa de mijloc în România, pentru că în felul acesta ne atingem și dezideratul de creștere a nivelului de trai și de reducere a discrepanțelor între România și celelalte state europene. Aș vrea să mai știți un lucru. De fiecare dată când am făcut proiecte pentru Sibiu, am luat problemele de la firul ierbii și am căutat soluții. Și în această campanie, în ultima perioadă, stând de vorbă cu sibienii, am conștientizat că mai sunt încă o serie de probleme care nu au răspunsuri și care preocupă viața de zi cu zi a oamenilor din comunitatea noastră. Una dintre probleme este cea a jocurilor de noroc. Și trebuie să recunoaștem că o cifră pe care am văzut-o îmi dă pur și simplu un tremur de suflet, pentru că cele mai multe tranzacții cu cardul se înregistrează în apropierea centrelor de jocuri de noroc, acolo unde foarte multe familii, foarte mulți oameni își destramă viața și viitorul. Și chiar dacă aceste tranzacții arată că există o fiscalizare pe fond, problema rămâne în societatea noastră. Și cred cu tărie că noi, ca liberali, suntem obligați să găsim o soluție concretă pentru a ține sub control acest fenomen care ne norocește România. S-a vorbit foarte puțin despre muncă în ultimul timp și parcă ministrul muncii n-ar fi ministrul muncii, ci doar al pensiilor și asistenței sociale. Dragi prieteni, domnule președinte și domnule viitor președinte, România se depopulează. Datele din Divizia pentru Populația Organizației Națiunilor Unite ne arată că în anul 2050 România va avea 16 milioane de locuitori, ceea ce înseamnă o presiune uriașă pe sistemul de sănătate, pe bugetele locale, pe sistemul de pensii și nimeni nu vorbește despre lucrul acesta. Cred că Parlamentul și Partidul Național Liberal au obligația de a veni cu acele măsuri
care să sprijine, pe de o parte, dezvoltarea familiilor, creșterea natalității, întoarcerea românilor din străinătate și creșterea angajării persoanelor care au capacitate de muncă în România. Pentru că am ajuns, uneori de teamă de a nu pierde voturi, să nu ne uităm că asistența socială nu mai este întotdeauna țintită, ci ajunge și la persoane care pot să muncească. Nu în ultimul rând, aș vrea să știți că mai există o problemă, aceea de calificare și recalificare, pentru că piața muncii este într-o continuă evoluție, apar și dispar meserii în fiecare zi. Și cred că pentru asta tot un minister al muncii ar trebui să ofere soluții pentru recalificarea forței de muncă, astfel încât în momentul în care economia evoluează, să nu ajungem la distrugerea unor familii pentru că oamenii își pierd locuri de muncă. Nu mai putem să avem simulacre de formări de forță de muncă, așa cum se întâmplă în momentul de față. Și aici doar Partidul Național Liberal poate să intervină. Nu pot să nu mă alătur colegilor mei care au ridicat problema consumului de droguri și a faptului că, deși există legislație pentru construcția centrelor de refacere și reabilitarea celor care au căzut pradă acestui viciu, nu s-a întâmplat absolut nimic, pentru că un ministru PSD al sănătății și un ministru PSD al fondurilor europene n-au mișcat un deget pentru a da drumul construcției acestor centre pentru recuperarea membrilor comunității noastre. Doamnelor și domnilor, suntem în campanie electorală. Competitorii noștri au spus lucruri urâte despre noi și neadevărate. Să știți că și noi am spus lucruri urâte, dar adevărate, de fiecare dată. Iar dacă în campanie se poate vorbi despre calitatea oamenilor politici și se poate vedea calitatea oamenilor politici, votul ne arată cum este societatea. Votul ne arată exact în ce direcție societatea noastră își dorește să meargă țara. Iar eu cred că așa cum simțim la Sibiu, se va întâmpla în toată România. Pentru că sibienii sunt oameni decenți. Și aceasta este una dintre calitățile care a ridicat și acest județ, dar și Partidul Național Liberal. Este o calitate care ne-a ridicat pe noi liberalii, fiindcă am găsit decența în fiecare demers. Domnule președinte, decența este un atribut excepțional al dumneavoastră. Este calitatea care vă face nu doar candidatul nostru perfect, ci și președintele de care România are nevoie. Dragi prieteni liberali, îl invit la microfon pe președintele Partidului Național Liberal, viitorul președinte al României, Nicolae Ciucă.